Chiar dacă prețurile la legume și fructe au rămas aceleași, comercianții se plâng că au vânzări tot mai slabe în ultima perioadă. Oamenii nu prea se mai înghesuie să cumpere astfel de produse. Prețul la legume și la fructe a rămas cam același în ultimele săptămâni, însă acest lucru nu-i determină pe oameni să ia cu asalt piața. De dimineața și până seara bate vântul printre tarabele încărcate cu legume și fructe proaspete. Ici colo mai zărești câte o gospodină care a început deja să se aprovizioneze pentru a-și prepara produsele pentru cămara de iarnă. Comercianții se plâng că în această lună au avut încasări foarte slabe, chiar dacă prețurile nu au suferit modificări. Cum vă merge vânzarea? Foarte slab. Oamenii au plecat în concedii și foarte slab merg vânzările. Se cunoaște. Plecat în concedii la munte, la mare, la țară și merge mai slab vânzarea. Ați mai făcut ceva? Da, bulion, castraveți la borcane. Dulceață n-ați făcut? Ba da. Da. Din ce? Din căpșuni, din dulceață de căpșuni, din mere, din pere. Și acum ce urmează să mai faceți? Păi mai sunt multe, vinete, murături. Cum vi se par prețurile? Scumpe, ce să facem? Astea sunt. Trebuie să luăm, că n-avem încotro. Comercianții riscă să piardă și mai mult, mai ales că legumele și fructele se strică din cauza temperaturilor ridicate.